Am realizat că voi mereu îmi spuneați poveștile voastre paranormale, iar eu, într-un fel sau altul, am rămas în urmă și nu v-am mai spus de foarte mult timp ceva creepy, de groază și așa. Așa că, hei bună, eu sunt Iulia și acesta este un story time paranormal. Totul a început în momentul în care cu câteva luni în urmă, anul trecut, dar pe bune că de când cu carantina asta, eu nu mai am noțiunea timpului, să spuneți în comentarii dacă și voi pățiți chestia asta, gen, efectiv, uit ce se întâmplă. De exemplu, suntem în octombrie și aveam impresia că n-am mai postat pe YouTube de luna trecută sau ceva de genul. Efectiv, nu mai, în creierul meu, timpul nu mai curge la fel. Anul trecut m-am întâlnit cu această prietena mea foarte dragă și am început să ne plimbăm prin oraș și ideea era o ieșire normală. Ideea era că ieșim în oraș. Și am ieșit în oraș, ne-am distrat, am râs, am stat la cafea, am vorbit o grămadă. Chiar fusese așa un fel de revedere, pentru că noi nu ne mai văzusem și nu mai vorbisem de foarte mult timp. Și cu ocazia revederii am zis, băi, hai să stăm toată ziua împreună. Adică, ok, ne-am văzut acum, era prânz, ceva de genul, am zis, băi, hai să stăm toată ziua împreună și hai toată ziua să ne distrăm și să fie funny și să ne reamintim lucruri prin care am trecut, prin care n-am trecut, să ne povestim ce au făcut alții și așa mai departe. Și fata asta mi-a povestit un date de-al ei cu acest tip cu care s-a cunoscut pe internet, au vorbit aproape un an de zile, ceva de genul, până când să lege așa o prietenie. Când au legat ei această prietenie online, s-au întâlnit face-to-face și au mers la o cafenea, something, au mâncat, au băut acolo și se înserase. Când se meargă împreună spre stația de autobuz, au realizat că ei efectiv stau în același cartier, la câteva străzi distanță. Este acest cartier care este de blocuri, dar în spatele blocurilor sunt case. Ea stătea la unul dintre blocuri, el stătea la una dintre case. Că au zis, ca să fie mai romantic, băi, nu luăm autobuzul, mergem pe jos până acasă, mai vorbim, mai ne ținem de mână, nu știu ce. S-au dus spre casă, iar tipa, ca să pară ea că știe acest cartier mirobolant și așa, ce s-a gândit? Băi, hai să-l duc pe băiatul ăsta prin cimitir, ca să arăt eu că sunt mai nu știu cum. S-au dus prin cimitir. Au mers de mână, nu știu ce, era 10:30 seara, ceva de genul, era foarte romantic, vă dați seama, doi tineri care abia s-au cunoscut, mergeau de mână în cimitir. Cimitirul era oricum foarte slab iluminat și nu prea vedeai pe unde mergi, nu prea aveai repere, nu prea... Ea ce știa era că pentru a ajunge în zona în care stau ei și așa, trebuie să pătrundă cimitirul, adică efectiv să meargă drept înainte prin cimitir. Au făcut asta, doar că la un moment dat efectiv toate luminile s-au stins, ăla săracul s-a împiedicat de o piatră funerară și a căzut, ea a căzut peste el, se auzeau niște urlete înfiorătoare, deci totul cu ecou, vă dați seama, un cimitir imens, în oraș, printre case, într-o zonă lângă câmp, unde oamenii și-au făcut case și au niște curți imense, începuseră și niște câini să latre, era totul foarte, foarte creepy. Când el spune ca un erou ridicându-se în picioare că, hei, nu e nicio problemă, uite, am lanterna la telefon. Fix momentul în care a deblocat telefonul, i s-a închis, ea nu mai avea baterie de după masă. Deci erau doi tineri prinși în cimitir, fără baterie la telefon, fără nimic. Erau pur și simplu ei doi, speriați shitless, vă dați seama că și eu m-aș speria dacă aș fi în situația asta. Noroc că nu era niciun singur, adică măcar erau doi. A început să se audă un sunet ăsta înfiorător, așa ca o voce umană, dar nu erau oameni în jur. Ceea ce lor li s-a părut din ce în ce mai ciudat și au zis, ok, știm unde suntem cât de cât, fugim. Fugim și ajungem. Au fugit și au văzut dintr-o dată o zonă mai luminată, mai ok și au dat seama că acolo e poarta. Acolo e cealaltă ieșire a cimitirului, pe unde voiau ei să iasă inițial ca să ajungă în zona în care locuiesc. Doar că, surpriză, poarta era încuiată.
Și efectiv au început să țipe, au început să țipe, se auzea cu ecou, se speriau de țipetele lor, era cam filmele de groază. Au început să se împiedice de crengi, de, au intrat în panică, era ceva de nedescris. Totuși, dintr-o dată simt așa ceva în spatele lor, se întorc și era, se vede așa o lanternă. Era paznicul cimitirului și el în tot timpul ăla țipase după ei. Ne-a văzut, îți dai seama că s-au gândit ceva de genul, nu știu, că vor să jefuiască morminte sau mai ales ăla e un cimitir din București, în care e foarte cunoscut pentru chestia asta, că într-adevăr se deschid morminte și se fură ca naiba din ele, adică era ceva la ordinea zilei și omul ăla s-a speriat, mai ales când i-am văzut mai tineri și așa, cine știe ce s-o fi gândit că au venit la ora aia să fure din cimitir. Cea doi l-au asigurat, domnule, nu vrem, noi vrem să ajungem acasă, au arătat telefoanele, nu avem baterie, ăla era pe cale să cheme poliția, deci ei măcar s-au gândit că poate omul ăla e o salvare pentru ei, dar n-a fost cazul. Era super nervos și tot amenința cu poliția și ei încercau să-i zică, domnule, nu am venit să furăm, ne-am văzut pentru prima oară în viață. Ceva gen ca atunci când m-am urcat eu pe mol și încercam să explic bodyguard-ului ăla cu, împreună cu prietenul meu. Și ceva de genul a fost și aici, erau speriați, era totul foarte nașpa. Până când a început băiatul să se nerveze și a zis, domnule, nu am venit să furăm nimic, nu avem treabă cu așa ceva, te rog, lasă, vrem doar să ajungem acasă. A reușit să-l înduplece după un mic scandal, ăla a zis că ok, bine, vă cred, dar înțelegeți-mă și pe mine, îmi fac doar meseria în cimitirul ăsta, se fură morminte, se jefuiesc, se fură până și cruci și chestii de genul. A zis că ok, când s-a uitat ăla lângă piciorul lui, că v-am zis că s-a împiedicat până să ajungă acolo, ăla, bodyguardul a pornit luminile între timp. Pentru că era cumva legat de poartă, ca să deschide poarta, trebuia să deschidă și luminile. Și el avea probabil gheretuța lui unde stătea și nu stătea pe beznă. Aici era piciorul lui și aici era efectiv o groapă. Era gen probabil un loc de veci pentru a doua zi sau ceva de genul. L-a fost scos așa unii, s-a speriat. Au început să râdă toți trei, fiindcă și-a dat seama și paznicul că n-are de-a face cu niște jefuitori de morminte și pur și simplu cu niște copii nebuni. El a deschis poarta, i-a lăsat să iasă și asta a fost. Știu că povestea nu e cu mine, dar în momentul în care am auzit-o, am zis clar că vreau să povestesc la un moment dat aici pe canal, pentru că mi se pare super amuzant și e și morală, nu știu, poate mulți dintre voi stați lângă cimitire sau sunteți nevoiți să o luați prin cimitir ca să ajungeți acasă. Știu de restul cimitirelor, dar ăla se închidea după o anumită oră, dacă, da, riscați să rămâneți blocați în cimitir și e foarte nasol. Deci, tipa asta, în timp ce îmi povestea, tremura și nu-i venea să creadă, gen, băi, am rămas blocat în cimitir și e pe bune și nu vreau să mai întâmple niciodată. A fost povestea paranormală. Mai am una, este legată de școala mea. La un moment dat, școala în care am studiat eu era bântuită. Dacă vreți să vi le spun și pe alea, ziceți-mi în comentarii. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă vă plac poveștile mele. Sper că v-ați distrat cu gafa asta făcută de prietenii ăștia ai mei. Eu am fost Iulia și ne vedem data viitoare în următorul meu clip. Pa!